Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft SMP cu Cătălin. Salutare! Ia dă-mă mie pickaxe-ul ăla. Dă pickaxe-ul ăla un pic să-ți arăt o schemă, te rog. Dă-mă un pic pickaxe-ul ăla, mă. Ia uite-ți dau altceva. Ha, am vrut să-i fac schemă, mă, dar nu reușesc, mă. Ha. Bun, pe episodul anterior am ajuns pe această insulă nebunatică. Nu ne întrebați cum, am avut un noroc aparent. Și vreau să vedem ce, mă. Opa! Pizza. Supă suspicioasă, ce efect ai? Night Vision. Frumos, frumos. Nu uita să dați... Stai mă să dea și oamenii un lighean. 3, 2, 1. Gata, ați dat lighean. Bun. Ați dat și subscribe. Hai să vedem ce-i pe insula asta, barosane. Bă, hai cu like-ul. Ne stabilim aici. Avem supiță. Bă, practic avem mâncare infinită aici. Asta... Haideți să-mi dat și un bol. Că poți să... Stai să sar un pic. Asta e avantajul. Au lui era de supă suspicioasă. Dar observ că e foarte mică zona. Bă, deci... mică, e mică, dar totuși e random și noi am găsit-o. Și numai câteva vaci. Mă, de obicei, insulele astea erau gigantice. Fapt, pare că dacă ne mai plimbăm o să mai găsim una la fel. Opa, am picat. Vă invit să vizionați și episoadele anterioare, pentru că noi suntem deja la al treilea episod. Sigur, sigur. Eu încă am postat doar unul singur, dar probabil când o să-l vedeți pe ăsta, o să știți și de rest. Bă, dar... Paturile alea, ce zic? Ai vreun pat? Bă, am un pat. Am doi pat. Păi ia vino încoa și dă și mie să dorm. Ce vrei, nu? Vino aici, jos. Nu vreau. Bă, nu știu cum facem pe seria asta, e al treilea episod. De pe fiecare episod am început pe timp de noapte. Uite, e nebunie, pe felie, pe câmpie. S-a aruncat el direct în pat. Hai să vedem. Bă, era fain să găsim ceva chestii ascunse pe insulă, dar nu cred că e cazul. În schimb, am aflat de la Bruni, aparent, nici măcar eu nu știam. Că sub acest biome de obicei găsești peșteri, doar că... La trecută mi-a dat Night Vision, dar acum mi-a dat Blindness de ăla. Ah, perfect. Problema e cu peșterile, că vedeți ce armură avem, ce sabie avem și parcă nu ne-am băgat chiar așa la creație. Bă, mă duc la gheață. Aia am vrut să zic. Hai să te văd cu ce te aduci. Ui mă la el, mă. Hai mă că vine înapoi câine. Bă, dar n-am barcă, dar pot să-mi fac una, dar nu irosesc materialul. Ha, ți-am făcut-o, n-ai ce zice. Apropo, în caz că se aude ceva gălăgie pe aici, e Bebelina lângă mine. Adică eu sunt Bebelina. Nici Bebe Pluri, nici Bebe Panda. Bă, dacă găsim un urs de ăsta polar, ce facem cu el? E fratele nostru. Bă, chiar, bă. Bă, barcă. O la barcă. Dar eu pot să fac asta. Dacă găsim un urs polar, o să luăm cu noi acasă. E cu barca. Ui, la ăsta, bă! Curse ilegale. Urcăm aici, am. Hai, mă, du-te în continuare. Uite că nu mai văd nimic de căpățâna lui și ziceau ăștia că eu am capul mare. Bă, păi mă duc să mă bag cu ăsta. Cu cine, mă? Eu îi dau un topor în cap. Opa, dar se ascunde ceva aici, bă. Mai de. Eu nu mă bat cu ăștia, ți-l ție. A, dar se ascunde. Se ascunde la propriu. Gen, trebuie să săpăm. Băi, unde-i frate? E bine că spargi cu ăla, o să te ajute foarte mult. Tocmai ce-am zis când am lopată. Asta e viața, frate. Fă-ți lopată! Poate că-mi fac o ușă imediat. Suntem pe al treilea episod, tu n-ai o lopată. Să știi că o ușă n-aș strica deloc. Da, ai un crafting table? Da, nu știu dacă am. Nici un chestan nu ar strica deloc. Unde-i, bă, chestanul? Ia să vedem. Am crafting table, sigur, sigur, ai pe uscat. Dar știi că poți să respiri și aici pe ăstea, nu? Pe ce? A, sincer nu m-am gândit. Eu am o lopățică de... Bă, dar am pus crafting unde umbli? Am înțeles. Mă bat cu urâtul ăsta. N-are treabă. El cu toporul, bă, dacă mai știi ce-a făcut... Opa! Ce-a făcut pe episodul anterior cu topul cu diamantele. Aici în spate, bă. Nu mă aper tu, mă. Da-te, bă, că mor. Aoleu. Ce să mă dau eu, să mor eu. Și acum el explorează chestul. Ha, ce ți-s oameni. Ce-a fost, mă, pe aia, mă? Mă, câine, mă. O indiță cu mending. Mending? Niște, da, niște căuri. Și... Am văzut, am văzut, mă, undița, nu știam. Păi, bă, golane, undița e bună. Vezi să n-o pierzi. Da, am înțeles, uite. Văd o barcă, bă, vină repede, repede, repede. Aruncă-te. Unde, mă? Aruncă-te, mă, vină în apă. Te, bă, că tu mă țepuiești. Am încercat să-i fur barca să plec. Păi nu te las eu acolo? Nu mă las. Nu zi, mă, despre ce-i vorba.
Urcă-mă în barcă. Haide, du-mă, tată. Uite acolo, uite, în față, nu vezi? Și am ieșit tu cu barca? Stai, ai render distance ăla. Acum, văd și eu, dar e chestia de aia din apă, mă, ne-am luat țacă. Nu, nu că după aia fi după mine. Acolo, dacă nu mă înșeli și o barcă. O, uite, în dreapta, e altă chestie din apă. Da, mă, bam! Da. Lacă tu după, opa. După aia eu conduc. Mă duc să fur chestul, frate. O, stă ce stane. Unde, mă? A. Uite, unul e acolo. Ok, cască de... Da, de gold. Da. Neînceantată. Un aici? Topor, dacă vrei. Oh, sau perfect, domne, perfect. Au! Eu zic... Vreau să ies de aici. Dar nu aici cum... Nu-s combinații astea, niciodată nu găsești ceva super fain în astea. De barca! Bă, eu sunt aici la bătaie și ți-ți arde de barca. Am auzit un trident, nu știu cum se explic. Am supărat. Ba nu, aud un trident, dar nu știu, au, nu știu de unde. Acolo. Mama, cât ți-ezi? Ce e, ce-au? Sper că ești conștient. Sper că ești conștient că ne omoară din două bucăți. Mai am jumătate de viață, Barosane. Care-i mă ăla cu tridentul? Nu-l văd, jur că nu-l văd, sunt 100, dar nu-l văd pe ăla. Bă, dar ce sunt așa mulți? Nu știu ce apără, o apăra e ceva. Uite-l, mă. Nu, nu e asta. Mamă, eu zic mamă, să ne punem patru, să facem spawn aici. Hai să punem pătuțul. Mi-am pus patru, mi-am făcut spawn. Sunt șanse foarte mari să murim acum. Uite, opa, ce-o dropa? O dropa gold ăla. Bă, am văzut pe TikTok, nu știu dacă cât e de reală treaba aia, că dacă îi dai coică la unde ăsta... Iară gold. Student. Ce să-i dai, mă? Da, mă, mă lași. Bă, mă lași cu vrăjeala. Vrăjeală, prăjeală, bă, dacă zic așa am văzut acum. Cred că l-am omorât pe ăla cu trident. Ba nu, uite-l mai aici, mă. Bă, ăsta e ultimul. Na, bucata, mai vrei topoare? Iar-o dropat. Mi-a dropat vreo 3 bucăți de gold. Stai că mai e unul. Dar nu-i bai, am adus să văd ce-i pe aici, bă. Da, bineînțeles că până găsim noi cestanul. Cestanul babanu. Hai, frate, la muncă cu tine, ia și sapă. Bă, dar sunt o grămadă de tine ăștia, bă. Umoare până sapiu. Da, nu cred. Hai, că găsim ce stanul ăsta. Opa, așa nimic? Mâncarea, dar cred că eu iau niște de-astea, kelp de-astea să-l prăjesc, să mănâncă. Aola, dacă ai ajuns să prăjești kelp, nu mai păi suntem prieteni. Păi n-am mâncare, frate. Auzi-l, bă, că prăjește kelp. Părere, aveți păreri despre el? Da, am găsit mai mult căul, bătaie de joc. Harta? Pe unde umbli, mă? Bă, sunt multe de astea, să știi. Opa, ia uite-le. Niciodată n-am întâlnit un spawn atât de mare, de... Bă, eu pot să zic doar că o să mă duc la barca aia. Bă, du-te că eu deja am harta cu mori, așa că... Păi dacă am găsit două, n-ar fi rău. Mama, zici că e grapa Marianelor aici, e fără fund. Doamne. Du-te și prăjește kelp, frate, că așa ai ajuns. Sub orice critică. Mă duc, frate, mă duc, pentru ce sau da, să fac niște pâine. Aici e numai jumătate de barcă, nu știu dacă m-ai văzut jumătate de barcă. What? Opa, și mare crater acolo. Crafting table n-am, așa că-mi fac unul. Opa, 5 emeralde. Poțiune de asta, ce arunc că, asta. Pot să-mi fac dacă e, am cu ce. O să mor, bun. Am găsit emeralde și iron aici în bărcuța asta. Poate mai e vreunul. Cestane! Trebuie să mai fi un cestan aici. Cestan la volan! Ce e în asta? Opa, groapă, de asta, hartă! Și hai să vedem. Hai să vedem dacă avem aceeași hartă sau nu. Bun, vin la... Bă, dar ce fain să vă ghețari, mă. Bă, ai niște stone pe acolo pe la tine să nu mă despart eu. Îți dai să mă prind de stone. Stai să văd. Ai unde asta am un furnal. Furnal, da. Bă, așa, mă, dă și mie furnal. Dar n-am stone, n-am nici măcar o bucăță. Am avut câteva bucățele, le-am lăsat pe insula aia cu văcuțe. Ce fain să văd ăștia, mă. Dar pe unde umbli? Da, uite, strâng niște stone și o să-mi fac de un furnal. Alea, pe da, acum am ajuns, mă. Vino, folosește furnalul meu, chiar te rog. Dar mă rog. Haide, te rog. Uite aici. Uite-l, mă, că... Doamne, ce trebuie să fac? Dă harta în coasă, văd dacă sunt aceleași hărți.
Ai mă frate, că nici nu m-am uitat la ea. Hai că merem și la comoară astăzi. Păi bun. Se pare că episodul ăsta o să fie doar cu comori. Ghici ce, sunt acelea shorts frumos, deci ia și tu una, iau și una. Cum să fac pâiniță, uite așa. Ia și tu niște pâiniță. Ia mă sărăcie pâine. Te bai, ce undiță, nici nu mi-a zis. Păi ideea aia cu... Mă, sincer să fiu... Ia mă, mai multe, mă ia și mănâncă. Sincer să fiu, nu prea am loc, stai așa. Arunc asta... În 50 de bucăți de zombie. Ok, va trebui să dormim, cred că, și să mergem după... După harta, după cum moară, domne. Bă, dar am chestii inutile pe aici. Hai, opa, hai la somn, că m-am pus deja. Și haide după cum moară, tinere, domn. Unde-te, mă, la somn? Așa. Taolo, n-am niciun loc liber în inventar. Vorbesc pe nas. Aruncă-ți pe viață tu supița aia, aruncă-ți. Gata, gata. Bun. Hai la bărcuța și după comorică. A, stai, crafting și furnalul n-ar strica să le luăm înapoi. Ei, da, ar fi de... Ai loc în inventar? Bă, cât îmi ține de foame chelul ăla? Bă, jumătate de aia, de pulpană, sau nici atâta, nu știu. Adică e zero, barat, e degeaba. Mai bine mănânci carne de zombie. Vrei carne de zombie? Nu, mersi. Nu? Treaba ta, haide. Arunc. Trebuie să-mi fac, uite, prismarin cristal, n-am nevoie de el. Hei, m-am dus. Bun, trebuie să mergem în sud. Încotro-i sudul. Asta încolo. N-am nevoie. Stai bă să vină și eu. Și puțin vest, deci un pic încolo. Ceva de genul trebuie să merem. Haide tinere, noi ne mai oprim pe drum. Dacă găsim diamante de data asta sale mele, nu știu cum să zic. Hai mă. Uite zumbalău, nu ai mă rog pe toți, ești degeaba. Mamă, bă, nu am apăsat pe filmare, bă. Da mă, da. Hai mă că mă crede dacă e. Și cred dacă e. Bă, aia eu o folosesc, nu tu, că dau ți-o stau pe tine. Bun. Anunță-mă când suntem aproape. Păi da, stai că... Opa, nu mai avem mult, sincer. Arată bine. Da. Du-te, adică... Da, și... Opa, ia, uite, deja am apărut pe hartă. Bine, domn, o să fie super aproape. Ocolește insula. Ajunge, mi-ar la ciupercioare? Dă-i tot în față. Tot în față, sigur. Bagă nitro, dă-i cu shift-ul. Hai că nu dau dacă e, deși nici nu știu dacă contează. Nu cred că are vreo relevanță. Bă, nu știu, dar imaginea se vede altfel. Ce s-a auzit? Da? Da, ceva? Nu știu. Vezi că te apropii, da? A, dreapta. A, gata, frate. Dă-i cu frâna de mână, pișco. Cam pe aici, pe unde e barca, aproximativ. Dă-i cu frâna. Mamă, ce frumos, tocmai e în apă, așa îmi place. What? Ia ține harta în mână și sapă. Da, asta și fac. Foarte tare. Gata, frate, sparg aici. Uite, mă, comoara, mă. Doamne, iartă-mă. Un bloc distanță și mi s-a dus. Aoleu, nu se poate, mai și mor acum. Deci... Nu am nimic de acum, așa că sale tale. În totdeauna, dar nici eu n-am loc, stai, aoleu. Stai așa să mai aruncăm. Bă, în totdeauna mă opresc la un bloc și sap în jurul lui, n-ai cum. Deci okay. Cum să te oprești de că mi-am aruncat? Dar poți să arunci harta cu mori, că nu-ți mai trebuie. A, adevărat? Și bolul ăsta, gata, bun. Fur tot? Ia tot, frate. Emeralde, diamante, dar nu suficiente, gold, o grămadă. Inima mării, o iau și pe aia. Cum bă să ne oprim la un bloc? Dar se pare că ne-am înșelat cu un singur lucru. Cu ce? Nu există doar nisip cu moară, există... Da, aparent, da, era, deci era înconjurată în toate părțile de gravel. Asta e un pic dubios. Bun, am 32 de emeralde doar găsite și două diamante cu care nu am ce face, mi-a trebuit încă unul măcar. Parcă pe uscat. Ia uite, bă. Unde vei fi, mă, iară, mă? Hai, bă, încoace, bă. Dai, mă, că vin cu barca, mă, el a lăsat barca. Unde ești? Lângă tine, mă. De, mă. Uită-te la el, doamne, ce paletă, unde poși, mă, de mine? Băi, frate, dar cât era de departe să fiu un pic 2 metri în față? Hai, urcă-n bar. Eu tot nu înțeleg unde era, explică-mi și mie. Uite, exact aici, la copaci ăștia eram. La vacile alea. Când ai ajuns că erai lângă mine acum o secundă? Da, frate, mă teleportez, noroc că filmez, auzi că... Și o pe creative, pe spectator, bă, nu, bă, o viție. Nu e normal la cap. Bun, avem barcă pe uscat aparent, cât de cât. Stai să arăt înainte ce am eu aici. Ia uite.
Poțiune. Așa. Ghișce, mi-am aruncat lopata. Hai de capul meu. Stai că am două crafting-uri, facem o lopățică de... Stai că n-am stick-uri. Ok. Îți dau eu stick-uri, da. Nu, că mi-am făcut lopata de iron, că nu se mai poate așa ceva. Ia uite cum merge cu lopățica asta. Bună, pizza peste mine, perfect. Fix ce mi-am dorit toată viața. Așa. Mamă, deci nu ai suport apa, jur. Pandalinii nu se iau bine cu apa. Uite, aici e o ușă, dar cred că nu o să fie cu... Ce faci, mă, aici, mă? Presim că nu-i comoară aici. Nu-i așa-i? A fost înghițită de ape, cred că. N-are cum. Ba, da. Comoară! Da, deci dacă... Dacă nu-i nicio... Deci nicio comoară, eu nebunesc. Aici trebuia să fie unde... Aici 100% nu e. Și aici ar mai trebui să mai fie una. Și nu cred că o să fie nici aici. Ba, uite, am găsit-o pe asta. Bun, bun, bun. Ui, plină de chestii, mama! Nu-i absolut nimic interesant în ea, numai gunoaie. Nici măcar un item interesant. Cred că sap degeaba ce acolo. Cu totul, nu știu de ce sap acolo, da? Aici, undeva ce era uite asta. Sapă, nu-i nimic în ea, bă. Bă, eu zic că e timpul să încheiem episodul, nu am nimic productiv. Eu zic că, că e timpul să dormi. Dorm, copile! Să dorm. La năniță cu tine. Ah, m-am enervat, jur. Uite, mă, că nu doarme, mă. Dorm, mă! Gata, dorm. Bă, e timpul să încheiem episodul. Mai bine dai alte F4, așa. Bun. Să ne gândim să facem ceva productiv pe episodul ăla. Păi a fost super productiv, azi n-am făcut absolut nimic. Ghinion maxim, adică cu comoara aia. Total degeaba. Am și asta pierdut biome-ul ăla. Am salvat coordonatele. Păi da, era prea mică insula, mă, lacă ne găsim noi un biome mai interesant. Atete. Bun. Sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați de lighean, share și subscribe. Și noi ne reauzim data viitoare. Pa, pa!